Cături pe dealurile din Ialoveni, rațele și prepelițele sălbatice au căzut pradă vânătorilor după ce astăzi a fost dat startul sezonului de vânătoare. Cei pasionați de această îndeletnicire s-au echipat ca la carte și au împânzit miriștele odată cu ivirea zorilor. Vânătorii din Ialoveni spun că au așteptat cu nerăbdare noul sezon de vânătoare, așa că și-au curățat din timp armele și le-au încărcat cu cartușe noi. Au ieșit pe deal chiar de la primele ore ale dimineții, iar norocul le-a surâs din prima. De mare ajutor le-au fost câinii dresați, care dădeau imediat de știre atunci când prada se afla prin apropiere. Apot! Apot! Vânătoarea fără câini este interzisă. Dormă cu câinii la prepeliță și m-a ajutat foarte mult, că vedeți și dobânda noastră care este. Și avem o mare plăcere când vânăm cu câinii, că este și mai interesant. Cât timp l-ați antrenat? Cam un an jumate. Andrei Poparcea este vânător de 20 de ani, dar nu mai știe numărul păsărilor și animalelor sălbatice împușcate. Bărbatul spune că nu a renunțat la această pasiune pentru nimic în lume. Practic, la toate sezoanele sunt prezent, pentru că asta este o plăcere, este un hobby, este un sport oarecare, că de fapt, aflând din natură, asta este viața noastră. Soția, nu știu, rudele, ce spun? Soție, mă înțeleg și mă susțin. La final, vânătorii și-au numărat trofeele. Dimineață, vânătorii au mers la iaz, au dobândit. Asta e rața mare și prepelițe avem până când. La porumbel n-am dovedit să mergem. Prepelița am găsit o metodă nouă, o penim cu parafină. Noi străim să dezvoltăm în vânători așa o propagandă și etica vânătorească, că nu e principalul dobândă la vânătoare. Participarea la vânătoare, asta e principalul. După ce au vânat, bărbații s-au refugiat într-o pădure și au pregătit o ciorbă specială. Ciulamau noi am pregătit-o din rață, care am vânat-o astăzi. Rață, porumb. Și tot ce e necesar pentru o mâncărică așa gustoasă. V-ați pregătit de acasă, legume ați adus? Da, deja e gata tot, numai să ne așezăm să mâncăm. Posibil că stăm până mâine. Dacă e vânătoarea deschisă două zile, sâmbătă și duminică, mâine seară soțiile să ne aștepte acasă. Pentru a-și crea bună dispoziție, vânătorii au băut câte un păhăruț de alcool. Pentru vânătorii noștri din raionul Ialoveni, să fim sănătoși și într-un ceas bun, vânătoare frumoasă și sărbătoare frumoasă. Și succese și complimente și la familie, la soții. Ura! Vă așteaptă acasă. Să fim sănătoși, la mulți ani. Ura! Și au spus glume. Să duce bărbatul la vânătoare. Vine peste două zile, beat. Și nu, dar de-a binelea. Și spune soția, noi de azi nu mai mâncăm carne o lună. Dar de ce? Ai adus atâta carne, atâta dici? Nu, am băut azi banii. În raionul Ialoveni sunt aproximativ 400 de vânători. Cei pasionați de vânat trebuie să achite anual 500 de lei și să aibă permis de port armă.